După ora 14, l'Arena Națională și-a făcut apariția și Ion Țiriac. Îmbrăcat într-o haină maro, cu pantaloni vișini și cizme de aceeași nuanță, miliardarul a coborât din mașină însoțit de un ajutor, care a cărat o coroană mortoară cu trandafiri roșii. După ce a urcat scările, Ion Țiriac a ajuns în salonul unde a fost depus sicriul cu trupul neînsăflețit al lui Helmut Ducadam. Cu privirea tristă a privit coșciugul, care are drapelul României deasupra. Lângă sunt mai multe coroane de flori, dar și poze în dimensiuni mari cu Helmut Ducadam din tinerețe. Lângă sicriu, foarte aproape, a stat Alexandra Ducadam, soția lui Helmut Ducadam. La plecare, Ion Țiriac a făcut un gest pentru aceasta, i-a luat mâna și a sărutat-o. Alexandra Ducadam nu și-a putut stăpâni lacrimile. La plecare, Ion Țiriac a făcut însă și declarații. Un mare sportiv, un mare român. A plecat puțin cam devreme, recordul lui va dăinui încă multă vreme. Trebuie să onorăm un asemenea om și să-i purtăm amintirea cu noi cât mai mult. Vă mulțumesc mult, a spus miliardarul. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.